Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro Iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații o să ai transportul gratuit MMOROG.COM locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere Salutare lume și bine ați venit la un episod din care el mod cu sevia trecut am spar ghinionul în campionat, am bătut pe cei de la sosiedad. Uh, Sociedad avem astăzi de simulat două meciuri cu uh, Valladolid și cu um, Hihon Iar apoi Poate și cu Betis, da, cred că simulăm și cu ei Iar apoi avem de jucat um, Ceva meciuri, nu știu cu cine, dar o să jucăm O să vedem imediat, hai să facem o echipă Pentru meciul ăsta, să nu băgăm uh, Jucătorii um, Obosiți Ca să nu-i forțăm, ce dracu, ar fi, ar fi stupid din partea mea să fac lucrul ăsta. Ai, mai trebuie accentări acum, îi lăsăm pe ăștia În apărare, lasă, stați voi aici Ca să creșteți în pulă odată forma aia, că aveți formă de ridiche ambulantă. Hai să vedem mă... prima simulare. Mai apoi avem meci în cupă, cupă de care nu prea îmi pasă foarte mult. Dolid nu știu exact dacă sunt în prima ligă. Iată, ăștia au făcut egal cu Dolid, Deci sunt în liga noastră. Ok, 1 la 1 cu ei. Munir înscrie! Bravo, voi Munir! Așa, să crești, dracu. Colo, Gigiachia, galben. Alvarez de la ei, ia roșu. Dacă nu-l câștigăm pe ăsta, ar fi, ar fi Culmea cool, stupizeniei. Munioz îmi scrie și el măcar în simulări. Nu-mi place deloc cum joacă ăsta. Nu-i nu, -i, nu -i profilul meu de atacant. Castro scrie la ei. Ok, se, se încinge puțin meciul. Intră Yuhai în locul lui Goresca. Și... Bun. Câștigăm 2 1 cu Hihon. Cu Sporting Hihon. Și... E bine, e bine, e foarte bine. Hai să simulăm antrenamentele încă o dată. Uh, ar trebui să, să mai... Sa? Hai să scoatem pe tipul ăsta de aici, că nu-mi place deloc. Munir n-a mai crescut, dar îl punem aici ca să crească, logic. Îi dăm beat your man oare sau să-i dăm altceva? Stamina aia e oribilă la el, din păcate. E oribilă. Ce am putea? Să-i dăm shooter la shoturi să vedem. Shooting. Sharp shooting. Îi dă shot power și finishing. Hmm, chance creation. Îi dă finishing. Ok, asta îmi place. Poziționare și asta. Cred că pe asta o să-i dau. Ok, antrenează băiete la șuturi. Avem nevoie de un șutor bun acolo, cu stângul. Și cred că munirea e ce trebuie. Rico și Cotan cresc acolo puțin. Cotan ăsta crește destul de greu, nu știu ce să zic despre el. Hai să facem o nouă echipă de data asta. Băgăm aici un Lukaku, păstrăm pe Goretzka, al băgăm pe Lucas, băgăm pe Vitolo. Îl punem pe Cricoviac în locul lui Zonzi, scoatem pe ăsta, punem pe Delaney, care sper să intre și el într-o formă bună, punem pe Tremulinas, iar aici pe uh, Rico rămâne într-o formă interesantă, chiar dacă a luat gol. Ne, e binișor. O să avem destul de mult de simulat în episodul ăsta, deci... Ne. Iată, au câștigat cu Zaragoza și cu Levante. Au făcut egal cu Atletico Madrid. Bravo, tată. Păcat cu să pierdeți, probabil, în fața mea. Tic. Na normal că te dai jocul peste ochi. Încă un roșu la adversari. Hai, dude, hai să câștigăm ce dracu. Goresca egalează în minutul 36. Bravo, bravo, Goresca. Hai, încă, hai, Lukaku. What the fuck? A intrat Caricio în locul lui Cristoforo. Caricio. <laughs> Montoya intră și în locul lui Cricoviac. Se fac schimbări, înscriu ce... Bă! Luca se galează, bun! Ok, Luca se galează în minutul 89. Hai de capul meu. Cu un om în plus n-am reușit să-i batem pe 90 de minute. Cu uh, echipa de titulari în mare parte. Ce dracu ar mai fi de zis? Serios acum. Uh, Real Betis. Pe ce loc sunteți voi cei de la Real Betis? Pe locul 19. Nu o să jucăm cu ăștia adăugări, serios acum. Și ia să vedem apoi. Câte zile mai avem până la meci? Două, deci trebuie să băgăm rezerve în mare parte. Sau nu chiar putem juca și altfel. O să-l păstrez pe Lukaku pentru meciul viitor. Băgăm pe Munios care are formă bună, punem pe Cotan. Îl lăsăm pe Vitolo aici. Cricovia uh, uh, nu o să-l păstrăm. Bora, nu vreau să joc cu el. Mai bine, joc cu Zonzi și cu Cricovia în meciul ăla. Băgăm aici pe Pareha. Acolo, trebuie schimbat și el. băgăm pe Rami. Figuera asta. What? Bă, nu spune. Bă, 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 ce dracu e asta, serios? Bă, bă, bă. Bă, băieți, bă, nu, nu, nu vă bateți pula de mine, serios, acum de... Ai de pula mea, s-a accentat la cât va lipsi? What the f cu, cu, ce am greșit pe lumea asta, serios? Cu, cu ce dracu am greșit să mi se accenteze figuera Deci, alea, training injury, patru luni! 4 patru... După ce că n-am lot, mi se duce dracu și figuera și care era jucător bun, probabil cel mai bun fundaș pe care l-aveam. Băgați ei pula să-ți bagi, nu alta. Așa ghinioane, frate. Iată, 1 la 1, mintul 12. Așa <laughs> ceva. Uh, Sebaios, cred, de la Betis și Vitolo de la noi, au scris. Ar trebui să fie și foarte greu. Iboran scrie, bun. Come on, boys, come on, come on, come on. Van der Vaart? L-au pe Van der Vaart ăștia, vorbesc serios? Lucas, 3 la 1, bun, hai să dăm repede. 3 la 1, scor final cu cei de la Betis. O să urcăm și noi în clasament în acest moment, probabil. Uh, și avem de simulat niște antrenamenti. Hai să vedem cum se descurcă jucătorii. Goretzka a crescut la lung pas Munios 79 overall. Încărat că e destul de shit. Și are, are shot power, are finishing, are poziționare, dar nu are mobilitate. Și mie mi îmi place un atacant cu mobilitate foarte mare. Urmează meci cu CSK, i-am bătut uh, în tur, avem uh, 5 puncte. Am făcut 2 egaluri și o victorie în grupa noastră de Champions League. Suntem pe locul 2 Panathinaikos ne a întrecut. au făcut și egal cu cei de la CSK. Ok. Dobioașe ni se întâmplă în fiecare în fiecare etapă aparent. Băgăm Lukaku, băgăm Goresca de 80 overall. La, la tată munir de 80 overall. Îl punem pe Kakuta aici, aici băgăm un Cricoviac și un Ibora. Hai să băgăm pe Ibora până la urmă. O să jucăm cu Coche pentru că nu avem ce face. Carice 81 overall. Iată, Colo Jack din nou în formă proastă. Tremolinas și Rico. E decent așa. Hai să-l punem, să punem totuși pe Munios, Pe, da, pe Munoz aici. Cine știe, poate să avem nevoie de el. Și astfel să ne îndreptăm spre următorul meci. Cei de la CSK Moscova în tur 1-0, gol înscris de Ibora, da, atât s-a terminat. Avem nevoie de o victorie clar cu ăștia, dacă nu-i putem bate, se va complica situația noastră în Champions League și vreau mai departe în Champions League, fără doar și poate pe Oh, jucăm pe săpadă, da, jucăm în Rusia la dracu. Am nevoie de bani pe care îi obții, obții vreo 14 milioane dacă te califici în Champions League sau ceva de genul, ce am nevoie de bani aia. Sperăm că totul să se termine cu bine. Iată, Eremenko titular încă o dată, Jagoev, cam aceeași echipă o wow, în mare parte probabil este aceeași. Iată aici Goresc a ajuns la 80 overul și el. Goresca trece bine. Goresca a un șut de la distanță. Bar acolo, Dumnezeu, mătii. Ajunge mingea la Goresca Goresca! Ai e pula mea. De ce cu ce cu ce am grijit în lumea asta să se întâmple așa ceva? Munir peste poartă. God damn it. Cum a scăpat ăla cu ce noroc a scăpat bine ca a ca un fundaș. Dar de fapt cred că e fundașul, l-a văzut mai mult prin apărare Foarte bine, Munir, Munir, ce frumos a minge acolo Peste adversar, acum Coche Din păcate Figuera și-a accidentat va 4 luni, o centrare pe jos, mă, morți, măti Munir ajunge la minge primul, Gores ca fault acolo, mi s-a păcut că i-a băgat tackling Ok, nu se mai dau penaltiurile, Zeul nu mai e cu noi S-a terminat, s-a peciuit jocul, pula, Zeul nu mai e cu noi Nandez, minge la Tosici Tosic acolo, șutează Rico! Ce intervenție frumoasă! Atletic acest Rico, îmi place. O, oh, doamne, cum au trecut ăștia aici, Angelo. Angelo acolo, un care o este gol. Shit! 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 Enriquez înscrie, iată, împotriva momentul 53, după gafe repetate în apărare. Trebuie neapărat să înscriem cât mai repede, trebuie victorie cu ăștia, bă. Trebuie să revenim pe tabelă, dar iată cum se... se precipita acolo Lukaku, doamne. Iată, o scapă din nou. Helo acolo pasă spre Tosic, Tosic centrează, prinde Rico. Acolo Gegeac Găsește o minge spre Lukaku Lukaku trece frumos Pasează acolo spre Munir Munir are poziție de șut Culoare imens pentru acesta direct în adversar Șutul lui Goresca Gol 1 la 1 Înscriu repede Înscriu repede după ce am fost condus Și asta e bine 1 la 1 Munir a făcut toată faza cu siguranță Mă rog, în mare parte, a șutat, iar apoi mingea a sărit direct pe piciorul lui Goresca, ce a băgat mingea în poartă? Easy As fuck Angelo minge acolo către Tosic Tosic, Zoran Tosic se duce spre poartă să ne pustește la propriu Teclin greșit, Tosic apără Rico Senzațional Uf, Portarul ăsta mă ține în meci. Da, se termină meciul 1 la 1 cu ăștia. Încă un egal în Champions League. Iată aici ce bine a dat Leon Goresca Direct în bară. Ce bine a dat. Dacă era ăsta gol, să începem cu un așa gol. Iată, am dominat la șuturi, bineînțeles. Meritam victoria, dar o gafă în apără. Una singură și a fost de ajuns pentru ăștia să înscrie. Mama, mamilor. Iată, Galatasaray, Real Madrid 1-1. Deci n-am fost singurul care a făcut egal. Ceea ce e bine, mă bucură. Care s-a încurcat cu echipa mai slabă. Ok, hai să vedem aici. Am cum sunt, boss. Cristoforo, ce cu vrei? Vrea mai multe șanse. Dă-te în pizda, mă, te oricum te vând prima ocazie. A, și asta îmi mulțumește că l-am băgat în meci, pentru că îmi ceruse să aparent să-l bagă meci. Avem meci cu Celta Vigo, pe care probabil să-l simulăm. Dar înainte să ne uităm la calendar. Iată, Munirea a ajuns la 20 de milioane. L-am dat 15 pe el, deja a ajuns la 20 de milioane. Ai uh... Ivy vrea să joace în meciul cu Celta Vigo. Nu știu dacă e cea mai bună idee să-l băgăm așa să vedem pe ce loc sunt ăștia. Merge meniul foarte greu din nou. Trebuie să mai șterg din mesaje, dar o să șterg of camera, sper să nu uit. Sunt pe locul 7, 15 puncte, ne apropiem ușor, ușor. 10 puncte de Real Madrid, ceea ce e bine. Celta Vigo pe locul 13. O să simulăm și cu ei. Și cu că echipe mai interesante dacă jucăm. Vreau, stai că vreau să mă uit la calendar. Uitasem. Avem, oh, cu spaniol clar o să jucăm Deci avem, uh, putem să băgăm cea mai bună echipă în teren Totul e bine, totul e fain uh, Totul pentru victorie La dracu Munir, băgăm pe Lucas Cea mai bună ca overall, bineînțeles că munire mai bun decât Lucas Asta e clar Băgăm pe Coche, Carici, o tremulina Din nou, Carici este într-o formă slabă Ce ne facem noi cu omul ăsta? Ce ne facem noi cu omul ăsta? Serios acum? For fuck's sake Hai să vedem uh, simularea Celta Vigo vine la noi acasă Și sper că o să plece bătuți Nu-i așa? Lucacule, n-ai tu grijă cu șenile tale Dai peste atât, ma Ce dracu, de ce a luat cartonaș galben În același minut în carda gol și a dat tricou jos? <laughs> uh, -au pe, uh, pe GoiDETI, astia Cum dracu s-ar pronunța numele lui? Uh, Aspas, le-au pe Iago Aspas Astia vor să câștige cu fucking Aspas Bine, 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 ba, mamă, 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 dar se putea să nu ne încurcăm într-o simulare, mă. Cu ăștia, Dos Santos se galează în minutul 82. Și am avut cea mai bună echipă în teren, dacă nici măcar cu Celta Vigo și am jucat și la noi acasă, să nu mai zic chestia asta. Da, o să joc meciul cu Spaniol, Barcelona. Echipa lui Gâlcă. Goretzka, Rico, Cotan și Munoz au crescut puțin. Dar până crește și overall, mai au destul, probabil. Barcelona văd că au urcat în clasament. N-am văzut exact locul, dar am văzut că erau mai sus decât erau înainte. India, au antrenezi India. Muslera se întoarce din accidentare, dar nu cred că o să-l bagă în meciul viitor. Hai să simulăm și următoarele antrenamente. Sperăm că băieții o să o ducă bine și o să crească cineva. Iată, Cotan, văd că o duce, o duce interesant. E, e ok, ok, e foarte ok. Gorez a luat nota F. Bravo, mă. Bravo, mă. Date from Spain. Data viitoare o să jucăm cu Panathinaikos, măcar am aflat primul meci din episodul viitor. Escudero vrea să joace în meciul ăsta, o să-l băgăm. O să-l băgăm. Pe ce loc sunt cei de la spaniol. Pe... Iar nu-i văd. Pot... Ah, pe locul 8, în spatele nostru. Ok, trebuie să jucăm neapărat meciul ăsta. Și putem trece peste Malaga, putem intra... nu uh... Nu, putem trece peste Real Sociedad, putem urca pe locul 5, dacă o să câștig. Holy fuck! Locul 5, păzea că vin, dar avem nevoie de victorie pentru asta. Goresca, Vitolo, Lucas, Ibora Cricoviac, Bă, avem echipă bună, bă. În mare parte, toți au peste 80 overall. Și dacă n-am avea accidentări, aproape toți, în afară de Kologegea, care avea 80 overall. Dar uh, nu știu ce să zic. Uh, Lucas, parcă nu se potrivește în echipa mea. Vitolo ăla nu-mi place absolut deloc. Nu pot să fac nimic cu el, dar nimic. cu uh, e bun, dar... Dacă nu am acolo cine să-i dea pase... Na, ce dracu' să fac? Goresca joacă din ce în ce mai bine, dar din păcate nu-i cam. Ca să-l pot uh, folosi la adevărata lui valoare. Hernan Perez! Hernan Perez! Hernan Perez! O pasă bună acolo pe Ricol! Mare coche! Cum a scos mingea aia? Mă bucur că am un locuitor bun pentru... Uh, pentru Figheraș. Canias, minge acolo... Serrano, pasă, cum ca Icedo! reușesc să termin faza asta fără gol. Cu puțin noroc pentru că l-a ratat, era liber, liber. Dar norocul mai mă și lovește câteodată, ceea ce e bine. Pasăm la Lucas, acum la Tremulinas, o centrare pe jos, o centrare pe jos, bună să fie, centra... Of, ce ocazie, ce ocazie. Aproape de autogolul ăla. Vitolo centrează și prinde Pau Lopez. Foarte bine acolo. Minge acum la Lukaku. Lukaku minge la Lucas. Hai Lucas, du-te, se duce Lucas acolo foarte bine. Poate să fie fază de gol. Lucas driblează frumos. Lu Colo Jack. Foarte bine acolo, bravo, în sfârșit face și el ceva bun. Vitolo, te rog, o pasă bună, fă ceva util! Fă ceva util, dude S-a cineva la noi Ai, bă, da, că asta mai trebuie Încă o accidentare, mă, încă una Că n-am avut destule Încă ar să fie dracu un CDM ceva de aia oricum n-am nevoie Cricoviac, da, și cel mai important dintre ei Ologe, Jack, Lukaku Vitolo, hai mă că ai viteză bună Am ținut la Bacula, Bacula în joc, joc da se termină acest match 0-0 m împodmolesc când puteam să ajung pe locul 5. Ca așa mă, am eu obiceiul în uh, seria asta, de fiecare dată când am avut posibilitatea să ajung mai sus în campionat, mereu m-am împodmolit Și la Stuttgart, și la Fiorentina și aici. Incredibil. a ceva. Mă încurc cu cele mai ciudate echipe. În fine, hai să simulăm aici antrenamentele astea. Să vedem care-i treaba. Rico! Crește destul de repede portarul nostru. Păcat cu să revină... O să revină uh, Muslera cât de curând. Monios aproape de 80 overall. E bine. Poate atunci o să se simtă și el, dar nu cred. Slabe șanse. Data viitoare! cu Panathinaikos! Uh, Scudero. Uh, am uitat să-l bag pe Scudero. Băga-mi-aș pula și vreau să-l bag. Acum e dezamăgit omul că nu l-am băgat Se mișcă iar meniu ca dracu Data viitoare O să începem Prima, mă rog, ultima lună Din tur O să avem de simulat destul de mult cu Eibar De fapt nu, că sunt sus în campionat Cu Raio, nu știu, cred că simulăm cu ăștia Avem meciurile cu Real, cu Barça, Meciul cu Chelsea Deci O să se complice situația aici iar apoi începem perioada de transfer, avem meci cu Atletico, încă din a cincea zi Deci da Totul o să fie din ce în ce mai greu Iar apoi Real Madrid de aici pe final Dacă ne calificăm în cupă Probabil o să avem și meciuri în cupă Dar nu o să joc în cupă Nu, nu niciodată nu mi-a plăcut să joc în cupele astea uh, Naționale Ok uh, da, Data viitoare probabil o să ne decidem Soarta în Champions League Dacă o să câștig Cupa Panathinaikos Cred că o să mă calific Uh, mai mult 90% o să fiu calificat cel mai probabil, dacă o să câștig cu ăștia. Hai să vedem grupa. Sunt pe locul 2, Chelsea, ok. Da, deci clar, dacă e pe cel la panatine, e că o termina pentru ei. Dar am nevoie de victorie, neapărat. Chelsea, să sperăm că o să se încurge cu CSK, să ne calificăm de pe primul loc, să poate primim adversar mai lejer, cine știe. Oricum, cam atât pentru astăzi, eu sper că v-a plăcut episodul și tot eu am fost quick, ciao, les!